Vă așteptăm în număr cât mai mare la stadion. Avem nevoie de voi. Forța Steaua! Așteptarea a luat sfârșit. Steaua va da piept în această seară de la ora 20.30 cu Cic Reda în prima etapă a Ligii a doua. Jucătorii lui Daniel Oprița se așteaptă la o atmosferă de zile mari din partea suporterilor și promit că vor da totul pentru tricoul roș albastru Știți cum e pe început de campionat, nu poți să fii chiar la, la turație maximă. Dar clar vom aborda la victorie, sunt încrezător că vom face un meci bun și vom câștiga. Darius Oroian vine de la Academia lui Gică Hagi. Până la vârsta de 15 ani, tânărul jucător al stelei a crescut de la viitorul Cluj. Aici la Steaua mă simt foarte bine. Sunt foarte bucuros că am ocazia să învăț de la jucători cu experiență. Sper să asimilez cât mai mult și să joc cât mai, mai bine, să am cât mai multe evoluții. Care e postul tău de bază? Am văzut că Daniel Oprița te-a folosit și fundaș dreapta și fundaș stânga într-un meci și mijlocaș central da, postul de bază, să zic așa, ar fi fundaș lateral, fundaș dreapta, dar nu este nicio problemă, poți rog și în centru, unde, unde mi se cere. Vali Bărbulescu are și el cuvinte de laudă la adresa fotbalistului de 18 ani. Cum se par noile achiziții? Cum s-a integrat Oroian? Pe Vasile Buhăescu îl știați foarte bine? Ați mai jucat cu el? S-au integrat foarte bine, dar cum mai spus tu, Vasile ne știa. Oro este un copil foarte bun de la de altfel toți cei care vin de la Academie, de la, de la Hagi, au, au abecedarul fotbalului, să zic așa. În turul 2 al Cupei României, Steaua București o va întâlni pe progresul Spartac, iar meciul ar trebui să se dispute în jurul datei de 11 august. Dorim să nu să câștigăm cupa, visăm la ea, dar ne dorim să ajungem cât mai departe în această competiție. Să zic așa, să fim cât de cât realiști, ne gândim la un sfert de final, o semifinală chiar, că avem și precedentul de acum 2 ani, dacă nu mă înșel, Hermannstadt, care au ajuns în final de Liga a doua, poate repetăm și noi spre lor. Raul Bălbărău cheamă fanii la stadion și speră ca aceștia să repete atmosfera de la meciul de inaugurare. A fost o atmosferă extraordinară la meciul de deschidere cu Belgrad. Sperăm să vină număr cât mai mare și să îi putem face fericiți. Forța steaua!